Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Iancu Sterp și Denisa Coțolan formează un cuplu nu de foarte mult timp, însă s-ar părea că deja au făcut pași importanți în relația lor. După ce s-au mutat împreună într-un apartament în Timișoara, o imagine postată de tânăr ar anunța că a avut loc și o logodnă. În urmă cu circa o lună, Geta Sterp s-a măritat, Iancu a rămas singurul dintre cei patru frați neașezat la casa lui. După o serie de discuții cu mama Geta, care au avut loc chiar în noaptea nunții fiicei sale. Despre o posibilă însurătoare cu Denisa, s-ar părea că Iancu a luat în considerare spusele mamei sale, așa că și-a cerut iubita în căsătorie. În cea mai nouă fotografie, cei doi apar într-un cadru romantic, foarte apropiați unul de altul, noaptea în Timișoara. Denisa are un trandafir în mână, iar pe deget poartă un inel pe care nu îl avea înainte să posteze acea fotografie. Iancu Sterp a împlinit vârsta de 24 de ani în urmă cu doar câteva zile. Iubita s-a avut grijă să-i pregătească o surpriză, dar și să-i scrie un mesaj emoționant: la mulți ani fericiți și sănătoși, scumpul meu. Ești totul pentru mine și doi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tine. Te iubesc din tot sufletul. 2022-2015, a postat Denisa. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.